Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale orei 19. Zi de doliu pentru folclorul românesc, Petrică Mânțu Stoian a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, acolo unde a fost depus încă de ieri sicriul cu trupul neînsuflețit al regretatului artist. Pentru noi va fi foarte greu, vă spun, pentru că el era raza noastră de lumină la o filmare, la un spectacol. El parcă ne lua cu mâna emoția pe care orice artist o are atunci când intră în scenă și parcă ne lua cu mâna aceste emoții și cu vorbele lui. Îi voi păstra vie memoria prin... răscolind amintirile și văzând ce lucruri frumoase am făcut împreună, exact. Măi, fraților, măi. Pentru că tu vei vedea, va fi... Acum nu-mi dau seama, acum nu-mi dau seama. Dar când o să văd filmările, ce lucruri frumoase am făcut și cât de mult ne iubea lumea și ne iubește, voi pomeni de fiecare dată de el. În ziua înmormântării au avut loc și audierile apropiaților artistului, una dintre surori și impresarul acestuia. Din primele concluzii ale medicilor legiști, Petrică Mânțu Stoian ar fi avut parte de o moarte violentă, suferind o ruptură la nivelul alveolei pulmonare din cauza tratamentului cu oxigen. A fost greșeala lui. A fost greșeala lui. Da, și a fost fatală. Nu știu. Nu avea ce să caute acolo. I-am spus că el avea problemele cardiace care le avea. Nu trebuia să se ducă. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am dus și eu cu el. Pentru că fiica mea insista, du-te și tu că e vacanță, era vacanță atunci, o săptămână sau nu știu ce mai era. Du-te și tu cu el, că dacă mă duceam și eu cu el, spuneau acum că eu l-am dus acolo. S-a urcat băul la volan și a lovit două mașini, apoi a fugit și s-a răsturnat. Un bărbat de 39 de ani din comuna Dolceană Izvoare s-a urcat băul la volan, iar ghinionul lui a fost că în drum se afla un filtru al poliției. De teamă, a accelerat în loc să oprească, iar oamenii legii au pornit în urma sa cu sirenele pornite. Urmărirea s-a oprit atunci când șoferul vitezoman a lovit două mașini parcate, iar în urma impactului, autoturismul în care se afla s-a răsturnat. Din fericire, șoferul nu a suferit răni grave. Când a fost testat, avea o concentrație de 0,68 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat și a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Scene șocante pe un câmp din Cluj, un tânăr și-a prins brațul într-un utilaj agricol, iar tatăl său, când a văzut nenorocirea, a suferit un șoc și a murit. Cei care erau la fața locului au intervenit pentru a-i ajuta până la sosirea echipajelor medicale. La sosirea ambulanței, însă, pentru tatăl victimei nu s-a mai putut face nimic. Fiul lui a rămas mutilat. A dat foc apartamentului din gelozie, iar apoi a încercat să fugă, a fost însă prins de jandarmi și reținut. 40 de oameni au fost evacuați, iar 8 dintre ei, între care 4 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică. Bărbatul va fi prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Fântânile de pe Bulevardul Unirii pot să atragă ca un magnet vitezomanii. Un șofer care circula cu viteză a vrut să viteze la dreapta, a pierdut controlul volanului și astfel a ajuns cu mașina într-o arteziană. Oamenii au auzit imediat zgomotul puternic și au dat alarma. 3 mașini de tractare au intervenit pentru a scoate automobilul. Șoferul nu consumase alcool, din fericire s-au înregistrat doar pagube materiale. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!